Bună, draga mea! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi îți propun un videoclip așa un picuț mai relaxat, ca de Crăciun. Este un fel de Get Ready With Me. Vreau să și sper să reușesc, pentru că eu am în gând, dar timpul e un pic cam neprieten. Sper să reușesc să fac câteva tutoriale pentru machiajele de Crăciun. Însă, pe tipologii. Astăzi am început cu Timida, așadar, astăzi cu Timida la masa de Crăciun și v-am propus atât partea de make-up, cât și partea de păr și accesorizare și haine, ținută. Pe partea asta cu moda, știți că nu mă bag, nu stăpânesc, nu mă bag mai tare decât ce se potrivește siluetei mele și cum m-aș duce eu cumva dacă ar fi să întorc timpul acum cred că sunt vreo 16-17 ani de când sunt împreună cu soțul meu și când m-a dus să o cunosc pe mama lui, dar oricum eu în tipologia asta mă încadrez, da? Deci dacă era să mă fi dus acum 15 ani la mintea de acum, desigur, și la ceva așa mai pompos, mai oficial, cu hai, la masa de Crăciun, n-a fost cazul la noi, probabil că așa m-aș prezenta și în ziua de astăzi. Machiaj discret, cât să nu supără în soacra, un accesoriu care să mă scoată totuși din anonimat, când mergi la masa de Crăciun să cunoști, eu la această situație m-am gândit, să cunoști viitorii soți sau părinții iubitului tău, toți ochii sunt ațintiți către tine, așa că trebuie să fii kind of perfectă, dar totodată studiată la locul ei, timidă, dar nu invizibilă, you got the point. Așadar, vă las cu tutorialul, am făcut cu voiceover ca să nu se lungească, că știți cât vorbesc și drept urmare această introducere kilometrică și vă urez doar mult succes, Crăciun fericit! Și hai să vedeți tutorialul și nu uitați să dați un subscribe, pentru că revin! Vă pup! Am început prin aplicarea fondului de ten, primul pas când vine vorba de bază, evident după hidratare. La acest fond de ten aveți deja review, chiar aici pe YouTube, am să las în căsuța de descrieri. Toate detaliile, acolo povesteam de ce prefer această pensulă, cum îl aplic și cum mi se pare. Am corectat cearcănele cu un corector, se numește el Artistry Exact Fit Perfecting Concealer, nuanța Light to Medium. Și am neutralizat cearcănele, am luminat puțin zona de sub ochi, puțin bărbia, puțin arcada, după care am trecut la fixarea concealerului, pe care am realizat-o cu pudra translucidă din paleta aceasta, Artistry Studio. Este în ediție limitată această paletuță și mi se pare extraordinară. Eu o am în varianta pentru tonuri reci, că așa am primit-o, mulțumesc. Și există și pentru tonuri calde, cu nuanțe un picuț mai calde. Tot cu aceeași pudră am fixat și restul feței. Știți că îmi place să folosesc pudră compactă cu acest tip de fond de ten. După care am trecut la umbrirea, la modelarea feței. Am folosit, cum folosesc de obicei, Contouring and Strobing Ready for Selfie Palette de la Pupa Milano, care îmi place foarte, foarte mult, este prezentă și în kitul meu pro. Și cel mai mult am insistat la bărbia dublă pentru a crea acolo o umbră adâncă și a nu se vedea atât de mult. Rândul de sus din paleta de la Artistry, de care vă povesteam, este destinată ochilor. Partea de jos este destinată feței, însă veți vedea în tutorial că eu le-am folosit cam pe toate. Așa că întâi îmi pregătesc mai toată ploapa cu o nuanță foarte, foarte transparentă.
Este un roz foarte aproape de culoarea pielii, cu rozul care este și blush pentru față, am să definesc puțin pliul pentru a da o prospețime machiajului întreg și pentru a uniformiza întreg look-ul. Apoi cu maro închis definesc bine bine colțul extern. Am folosit o pensulă de blending de la MAC și am estompat cu o pensulă curată. Apoi, cu nuanța 2, este o nuanță șampanie foarte frumoasă. Am folosit-o pe întreaga ploapă. Cel mai mult îmi place să o aplic cu degetele. Am pus și jos nuanța închisă de maro. Am estompat bine bine. Apoi, cu iluminatorul pentru față, am pus atât în colțul intern, cât și sub sprânceană, ca să iluminez și din același motiv să am acel efect uniform și frumos pe întreaga față. Na, de să nu am un iluminator cu roze pe sprânceană, unul cu auriu pe pomeți. Acum folosesc blush-ul. Sprâncenele le-am conturat puțin, puțin cu una din nuanțele de contur din paleta de la Pupa. Mascara, aplic Artistry Studio Lash Boosting 3-in-1 Mascara, căreia îi pregătesc un review, așa că nu insist acum pe ea. Un ruj mat rezistent, Rouge Edition, de la Bourjois, nuanța Happy Nude Ear. Look-ul final mi se pare unul foarte cu minte, transparent, mi se vede și textura pielii. Mi se pare cel mai potrivit varianta de bucle legere, așa că vă propun niște bucle legere. Le-am realizat cu ondulatorul de la Baby Bliss, vi l-am mai prezentat pe YouTube. Și chiar își face treaba foarte bine la părul meu, foarte, foarte mătăsos, pisicos, moale, nu stă, nu se așează. Mie mi se pare că reușesc să obțin ce îmi doresc cu acest ondulator. Iar acum chiar mi-am dat seama că nu durează foarte mult să-mi fac bucle. Pentru că tot am filmat întreg procesul din care v-am selectat doar câteva cadre. Mi-am dat seama că mai mult de 15 minute nu îmi ia să-mi ondulez părul, ceea ce înseamnă că de acum încolo mă veți vedea un picuț mai des cu părul ondulat. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a. Pentru ținută am ales o rochie neagră, simplă, dreaptă și care are sus un guler alb și am ales să folosesc un accent de culoare, o culoare puternică, această fundă oranj de la Fleur de Papillon. Sper că pronunț corect pentru că eu cu franceza nu sunt the best. Și am ales să o pun în păr. Poate fi o variantă de a purta acest accesoriu. Mie îmi place foarte mult cum arată și pe post de curea. La fel, mi se pare că mi-accentuează foarte frumos talia și este un efect. Și clasic, cum cred că o voi purta cel mai des, ca papion sau accesoriul de gât, mi se pare că dă altă notă ținutei.